Bună ziua din nou, dragii noștri cititori! Iată-ne la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei campanii frumoase, o campanie atât de interesantă încât ne-am gândit să o prelungim. Este vorba despre regăsirea copilului interior, calea către un sine autentic. Cărțile din colecțiile PAS în 2, Parentaj, Psihopractica, Psihoterapia, foarte multe cărți care au legătură cu acest subiect, copilul interior, stilurile de atașament, traumele din copilărie, tipare relaționale, tipare comportamentale, răni emoționale, emoții negative și așa mai departe. Foarte multe titluri le găsiți pe pagina, pe site-ul editurii Herald și de asemenea toate materialele, intervențiile, înregistrările cu invitații noștri pe pagina de Facebook oficială a editurii. Astăzi vorbim despre un autor foarte drag mie și invitatei mele. Este vorba despre Babette Rothschild, cartea Corpul își amintește, Psihofiziologia și terapia traumei. Vă arăt cartea la cameră în colecția Psihoterapia și de asemenea Trauma, 8 strategii de vindecare, tot de Babette Rothschild, în colecția Psihopractica. Și este alături de noi Otilia Mantelers, o dragă prietenă, psiholog specialist în parenting, și aș vrea să începem discuția noastră pornind de la copilul interior. Ce este de fapt copilul interior? Cu ce traume venim noi din copilărie și din păcate perpetuăm în relațiile noastre actuale ca adulți, perpetuăm aceste tipare comportamentale. Chiar vorbeam la un moment dat într-o altă înregistrare despre faptul că atunci când noi reacționăm, să spunem, neadecvat cu copiii noștri, cumva se activează în noi copilul interior și atunci când mama țipă sau îl apostrofează sau îl critică, îl etichetează, îl ceartă pe copil, se reactivează acel copil interior, fetița, care poate a avut parte de același tratament din partea părinților, și în cazul tăticilor, la fel băiatul care a fost etichetat sau judecat sau s-a considerat insuficient de dezirabil, de bun pentru părinți și vine cu acest sentiment de dezamăgire. Uite, n-am fost suficient de bun pentru părinții mei, motiv pentru care ei m-au certat sau a avut loc un fel de abuz, nu știu, fizic sau emoțional. Da. Ilia. Bună dimineața, Sorin, și îți mulțumesc că m-ai invitat încă o dată în emisiunea ta și îmi place foarte mult autoarea aceasta, Babette Rothschild, și tu îi spui altfel, nici nu știu care este modalitatea corectă de a-i pronunța numele, Rothschild, probabil că așa este. Ce e cu copilul interior? Experiența mea îmi arată că avem, de fapt, mai multe părți de copil interior. Rămase cumva rupte din psihicul nostru în diferite momente ale vieții noastre. De exemplu, dacă ne-au crescut, să zicem, ne-au crescut bunicii și am stat până la vârsta de un an, doi la bunicii noștri, probabil că o parte din noi s-a rupt de din cauza lipsei de atașament cu mama, la câteva luni atunci când ne-a lăsat acolo, și atunci avem o parte emoțională din noi care s-a blocat la 2-3 luni când ne-a lăsat mama acolo, pentru că noi am perceput-o ca pe o rupere de iubire cu ea. După aia avem părți de copil din perioada intrauterină, avem părți de copil de la un an, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, și părțile astea de copil au diferite roluri. De exemplu, am partea traumatizată de copil care la 3 luni a regretat, a suferit enorm că și-a pierdut mama. După care, pentru ca această parte de traumă să fie potolită, a trebuit să se nască alta, una supraviețuitoare. Și nu se naște la 20 de ani, se naște imediat. Deci apare o altă parte care zice, stai că te ajut eu ca să nu simți tu durerea, hai să facem ceva împreună, hai să fim genul de copii care fac curat în casă, sau hai să fim genul de copil care
care face numai drăcii. Hai să facem ceva ca să uităm de durerea asta. Și atunci apar mecanismele astea de supraviețuire în noi ca să uităm de durerea pe care am simțit-o în anumite momente ale vieții. Deci avem copil interior, dar de fapt este impropriu spus că e unul. Sunt mai mulți. Deci eu sunt ruptă în diferite bucăți la diferite vârste. Și acele bucăți rupte au diferite funcții. Una este partea traumatizată care suferă, care plânge, care se sperie și partea supraviețuitoare care zice stai puțin, hai să nu simțim atâta suferință, să nu mai simțim atâta durere și hai să-ți arăt eu ce trebuie să facem. Ori devii super agresivă, ori devii foarte cuminte, ori te apuci să înveți bine, ori te apuci să cunoști oamenii din jurul tău foarte, foarte bine ca să știi ce vrea fiecare și atunci tu să le faci pe plac fiecăruia. Deci avem mai multe părți de copil în noi. Și în fiecare din această parte de copil, în fiecare din părțile astea rupte, e o bucată din sufletul nostru. Vorbeai mai devreme de mecanismele acestea de supraviețuire. O întrebare, e unul și același lucru cu mecanismele de coping, mecanismele de apărare? Și aici aș face cumva referire și la un capitol interesant din, mie îmi place foarte mult, din cartea Corpul își amintește, în care Babette vorbește despre sistemul nervos autonom, hiperexcitarea și reflexele de luptă, fugă și îngheț. Cele trei care sunt foarte cunoscute. Da, cele trei mecanisme foarte cunoscute în fața pericolului perceput sau pericolului real, într-adevăr. Deci Babette Rothschild merge foarte mult pe abordarea somatică a traumei și îmi place enorm. Este abordarea care funcționează foarte bine în cazul oamenilor. De ce? Pentru că trauma e prezentă în corpul nostru. Chiar dacă la un moment dat creierul decide, eu nu vreau să mai am de-a face cu această amintire, nu vreau să mă mai amintesc, nu vreau să-mi amintesc miros, nu vreau să-mi amintesc zgomot, nu vreau să-mi amintesc trăire emoțională, pentru că trăirea emoțională este foarte puternică și este greu de dus. Pentru că trăirile traumatice sunt acelea de neputință, de teroare, de groază, de vulnerabilitate fără protecție. Deci sunt niște trăiri cumplite pe care nu le poți duce ca și copil de unul singur. Și atunci sistemul nervos, da, autonom, spune așa, hai să dăm noi friz acum, da, vine bucata de friz, da, după care înghețăm partea asta din noi, care a fost rănită, care a fost traumatizată, o ducem într-o parte și creăm niște mecanisme cu care să o ținem pe aia sub control. La modul sănătos, mecanismele de fight și de flight sunt foarte sănătoase pentru că ele ne ajută să supraviețuim, ele ne ajută să fugim sau să ne luptăm atunci când simțim pericol. Deci, atunci când sunt folosite sănătos, dacă, de exemplu, apare trenul și eu sunt pe calea ferată, o iau la fugă, normal. Dacă apare un câine care vrea să mă muște, poate că îl lovesc și eu să se dea jos de pe piciorul meu. Deci mecanismele astea de freeze, nu de freeze, scuze, de fight și de flight, astea sunt foarte sănătoase pentru că ne protejează. În schimb, ca urmare a reacției de înghețare din cauza traumei, creierul nostru își tot creează situații de pericol, astfel încât eu să fiu în permanentă stare de fight sau flight, într-o permanentă vigilență. Ia să văd, dacă mă duc astăzi la nu știu ce interviu, ce o să vrea să-mi facă? Cum mă evaluează pe mine omul ăla din fața mea? Ce o să gândească despre mine? Și eu mă duc în fight sau flight acolo. Pentru că mă aștept să mi se întâmple ceva rău. Și atunci mecanismele de freeze, mecanismele de fight sau de flight sunt folosite prea mult. Și așa vedem oamenii care sunt excesiv de retrași, anxioși. Da? Acela este flight-ul, este fuga. Da? Practic, nu-mi vine să mă duc la o petrecere și îmi creez tot felul de, cum să spun, îmi creez tot felul de motive pentru care să nu mă duc la petrecerea aia, motive raționale, că oamenii sunt plictisitori,
că nu-mi plac conversațiile, vorbim numai despre prostii, nu mă mai duc. Dar în realitate e mecanismul de flight, de fugă, care zice, mă, nu te duce la petrece, pentru că o să se uite toată lumea la tine, o să te simți expus, expusă și mai bine stai tu în vizuina ta și nu te mai duci. În zona de confort. Exact, în zona de confort. Deci acesta ar fi un, sau la pol opus, instinctul de fight la modul excesiv este, păi eu oricum o să mă cert cu persoana asta, mai bine găsesc eu motiv de ceartă și devin agresiv. Deci agresivitatea asta externă este e impulsul de fight, de luptă, dus la extrem. Și despre asta vorbește și Babette în cartea sa, în corpul își amintește. În primele luni de viață, pentru că foarte bine ai punctat tu, când vorbim despre traume, trebuie să luăm în calcul chiar viața intrauterină a copilului, anumite episoade anxioase ale mămicii sau anumite traume, să spunem, emoționale prin care ea trece și care cumva energia mamei se transmite asupra fătului, dar chiar dacă noi avem poate tendința asta de a spune, bun, este abia un copil conceput, cum să simte el? Da, el simte și în viața intrauterină și cu atât mai mult în primele luni de viață, manifestându-și emoțiile așa cum știe el cel mai bine, poate prin plâns, că de cele mai multe ori mulți părinți, bun, unii merg într-o extremă, lasă-l să plângă, alții cum, de ce plânge? Păi l-am schimbat, i-am dat să mănânce, e totul ok. Bun, există acele nevoi emoționale care au legătură cu stilurile de atașament din primele luni de viață, exact cum vorbește și John Bowlby, cele patru stiluri de atașament, și care sunt foarte importante. Unde este mama, figura maternă în momentul respectiv? Este tot timpul conectată cu copilul? Atunci se creează un stil de atașament sigur, securizant, organizat. Mama este mai anxioasă sau chiar și în perioada sarcinii a fost puțin anxioasă sau a avut mici episoade de depresie, depresive și atunci toate astea se transferă cumva în relația cu copilul. Da, da, așa se întâmplă. Deci momentul, încă de la momentul concepției, fătul, embrionul, fătul are propria lui viață și deja are active senzorialul, funcțiile senzoriale și funcția emoțională. Sigur că nu raționează, nu ține minte cu ajutorul creierului lui, cortexului prefrontal, pentru că pur și simplu nu e dezvoltat în intrauterin. Deci n-am de unde să știu ce mi s-a întâmplat în burtică cu ajutorul creierului meu. În schimb, pot să îmi amintesc cu ajutorul corpului meu, pentru că senzațiile corporale au propria lor amintire. Ele știu tot. Și într-adevăr, atașamentul pe care îl avem cu mama în primii ani de viață, inclusiv în perioada intrauterină, este cumva decisiv. Un alt autor care ne este drag amândurora, Gabor Mate, spunea într-un interviu că dacă if you have the first three years of life right, da? Dacă în primii trei ani de viață, dacă pe ei ai făcut bine ca și părinte, nu mai ai probleme și doar te bucuri de copilăria copilului și de munca ta de părinte. Dar dacă în primii trei ani de viață nu ți-a ieșit treaba de părinte, adică nu ai răspuns, nu ai construit cu copilul un atașament securizant, toată munca de părinte de după aceea este de remediere, de reparare. Și confirm și din experiența personală și din experiența profesională că așa este. Toată munca de după acei trei ani este de a repara ce nu ne-a ieșit în primii trei ani de viață. Știu că sună foarte dur, dar ăsta e adevărul. Că de asta ne și facem probleme cu copiii. Ia uite, am ajuns la 12 ani că nu face nu știu ce, că nu se mobilizează să învețe, că nu are prieteni, că nu-i place, nu știu, nu-i place să cunoască copiii noi, că nu-și face curat în cameră, că nu are grijă de el.
și avem venim cu tot felul de simptome și zicem ce să facem cu aceste simptome, dar sunt niște simptome la trauma de atașament pe care majoritatea copiilor o au cu părinții din simplu motiv că și părinții, vieții de ei, vieții de noi, suntem și noi traumatizați și când avem primul copil, noi credem, poa, să vezi ce o să iubim copilul ăsta, să vezi ce în contact cu instinctul meu voi fi imediat. Dar de unde? Că nu e așa. Ești în contact cu trauma care s-a pus peste instinctul pe care îl aveai. Da. Da, și eu chiar am o vorbă. Apropo de dorința aceasta de a face să fie bine și de a-i transmite copilului iubire și afecțiune, nu există părinți perfecți, nu există copii perfecți, nu există relații perfecte și atunci măcar să încercăm cumva prin acest stil de atașament securizant, să încercăm să creăm acea conexiune, legătură emoțională cu copiii și mai ales să fim empatici, pentru că mulți părinți nu înțeleg acest termen de a fi empatic, de a răspunde cumva nevoilor emoționale ale copilului. Vezi, în urmă cu 30-40 de ani, poate și mai mult, sursele de informare ale părinților noștri și aici cumva le găsim, de fapt, niște scuze plauzibile, da? Niște explicații plauzibile. Faptul că nu s-au putut informa, faptul că n-au existat cărți de parentaj, faptul că copiii erau crescuți, poate mămicile tinere din ce știau de la mamele lor sau de la prietene sau de la tu cum ai procedat cu el, ce ai făcut și așa mai departe, neexistând o bază teoretică, științifică, eu știu, prin cursuri, seminarii și alt gen de surse de informare. Dar una peste alta este, cum spuneai tu, foarte important ca să creăm acest stil de atașament securizant cu copilul, care cumva pune, aș spune eu, premizele și cărămizile unei dezvoltări ulterioare armonioase ale unui adult echilibrat. Da, exact. Într-un fel, știi, noi la bază, când eram oamenii peșterii, eram bine, știam dacă aveam o situație traumatizantă, corpul nostru știa ce are de făcut ca să scape de traumă și asta spune și Babette Rothschild în cartea ei, că noi suntem dotați, sistemul nostru nervos este dotat cu abilitatea de a se descărca de traumă. Și asta o vedem la copii care se aruncă pe jos și fac crizele alea de furie. Deci ei fac realmente ceva cu corpul lor. Energia celulară începe să se descătușeze și copilul se aruncă pe jos tocmai ca să poată să elibereze. Să se detensioneze. Traumă. Exact, să se detensioneze. Și chestia e așa că dacă copilul ar face acel tantrum într-o pădure unde nu e nimeni, părintele nu s-ar stresa așa de rău. Sigur s-ar stresa că ar spune, domnule, dar ce se întâmplă cu el? Că n-am văzut niciodată așa ceva. Eu n-am făcut, nu cunosc. Da? Dar pentru că în ziua de astăzi noi nu trăim în pădure, noi trăim, uite, acasă și ne ducem la supermarket, noi vedem copiii făcând această descărcare la supermarket și atunci noi spunem că sunt niște copii mofturoși și crescuți prost. Dar nu este adevărat. Dar întorcându-mă la mecanismul nostru de descătușare a traumei, de eliberare a traumei și a stresului care s-a acumulat în sistemul nervos, corpul nostru știe ce are de făcut. Da? Și asta spune și Babette. Are senzațiile alea corporale. Dacă noi stăm cu ele în momentul în care simt, nu știu, simt un nod în gât, simt o presiune pe piept, pe umeri, simt o menghină în cap, simt cum mi se furnică mâinile sau simt că nu simt nimic, adică sunt complet amorțită, sunt complet ruptă de mine, da? Ei, dacă eu reușesc să stau cu senzațiile astea, atunci corpul îmi amintește niște lucruri despre mine. Ideea este că nu prea putem să facem lucrurile astea de unii singuri. Trebuie să ne ducem la un terapeut care știe să lucreze cu tehnicile astea corporale. Că nu poți să stai singur. E bine să stai singur acasă, când nu ești la terapie, cu senzațiile corporale, ca să te reconectezi la tine. Asta e bine. Da.
Chiar vorbește, apropo de subtitlul acesta foarte sugestiv, Psihofiziologia și terapia traumei, Babet insistă pe partea aceasta de psihosomatică, aș numi-o, faptul că noi somatizăm, da? Somatizăm la baza, în general, la baza bolilor sau a unor afecțiuni de care suferim, se află nerezolvarea unor probleme de ordin emoțional și atunci, iată, corpul își amintește. Există o memorie, există o memorie celulară, așa cum spuneai tu, da, și a unor episoade traumatice din copilărie și corpul reacționează. După o perioadă de timp, corpul reacționează. Da. De asta, iarăși, o nouă teorie care îmi place foarte mult și pe care am auzit-o, cum că în urma unor studii bărbații, apropo de speranța de viață, bărbații au o speranță de viață mai mică și femeile au speranță de viață mai mare, pentru că femeile se mai descarcă, nu știu, mai țipă, mai da, sunt mai, da, și plâng, da, și toate lucrurile astea oarecum detensionează stresul acumulat în urma acestor emoții negative în corp, în organism. Așa este. Dragii noștri, a fost alături de noi Otilia Mantelers, psiholog, specialist în parenting. Am vorbit despre Babet Rothschild, corpul își amintește, psihofiziologia și terapia traumei și trauma 8, strategii de vindecare. Îi mulțumim foarte mult Otiliei. Nu uitați de campania noastră Regăsirea copilului interior, calea către un sine autentic. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!